Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Așadar, Senatul a adoptat legea, frecție la un picior de lemn și noi ne facem cam dat o lege în domeniul jocurilor de noroc, dar de fapt am lăsat în ea și o bombă care s-o și scufunde la nevoie ca să nu se schimbe nimic. E un titlu foarte lung, dar eu cred că este foarte potrivit și cred că așa ar trebui să și apară monitor oficial dacă va apărea vreodată legea asta, ceea ce eu mă îndoiesc. E vorba, s-a tot vorbit în ultimele zile, am vorbit și noi la Deșteptarea, de inițiativa legislativă prin care, în forma inițială, ar fi urmat să fie interzisă total publicitatea de orice fel la jocurile de noroc. O activitate care, știm prea bine, poate crea dependențe severe, care sărăcește oamenii, distruge familii, mă rog. O idee excelentă, asta de interzicerea publicității, care este susținută și de societatea civilă, prin petiții cu zeci de mii sau sute de mii de semnături, dar mai ales de bunul simț. Și de observația că situația cu păcănelele, casele de pariuri și site-urile de jocuri de noroc a devenit insuportabilă. În urmă cu o lună, un reporter G4 Media a numărat de pildă numai puțin de 60 de case de pariuri, adică păcănele ca astea, sunt 60 doar pe calea Moșilor din București, pe un singur bulevard. Confirm, locuiesc în zonă. E un singur bulevard, da, din capitală. 60. Este ceva absolut inimaginabil. În mod evident, trebuie făcut ceva repede, că nu se mai poate. Revenind la ce s-a întâmplat la Senat. Proiectul fusese inițiat de un deputat PNL, Adrian Cosma, și a fost ciumpăvit, masacrat, castrat, la inițiativa, culmea, altor doi parlamentari PNL, Alina Gorghiu și Daniel Fenechiu. Și astfel ce a mai rămas din interzicerea totală a publicității la jocuri de noroc, așa cum se propusese, este doar interzicerea publicității pe parcursul zilei la televizor și la radio, în rest liber. Iar panourile publicitare, și acolo s-a lucrat, au fost limitate la 30 de metri pătrați, adică 6 metri pe 5. Mi se pare că e arhisuficient să le vezi de la 200-300 de metri de pătrare. Sau 10 pe 3, face un dita mai bannerul. Da. Culmea, Oficiul Român pentru Jocurile de Noroc ceruse maximum 20 de metri pătrați. Adică cei care reglementează activitatea. Da. Înțelegeți? Și care... Parlamentarii au mai lăsat de la ei. Da. Încasează taxe din asta, verifică, nu știu. Și ăștia au zis, domnule, 20 de metri pătrați e suficient. Și tu zis, bine, hai, nu 20, bă, da, 30, vă rugăm, nu mai mult de 30. Hai, lasă, pune așa, dă-i 30, lasă. A, bă, lasă, fie, mă, ce are, nu? Interesant ce spune chiar inițiatorul despre felul în care a fost distrus proiectul său, îl citez pe domnul Cosma. Nu mi-au zis de ce au depus amendamentele înainte de a depune proiectul, am cerut vot în grupul liberal de la Camera Deputaților, unde tot grupul a susținut proiectul, împreună cu liderul de grup. Ridică semnul de întrebare și faptul că 14 semnatari PSD și-au retras semnăturile. E foarte interesant de aflat. De ce? Știm că e o industrie cu mulți bani și multe interese. Când se retrag, acum nu e nevoie să fi fost reporter parlamentar ca să înțelegi asta. Când parlamentarii semnează în grup, nu? Pe un proiect legislativ și după aia brusc își retrag în masă semnăturile, înseamnă că a venit ordin. De la șeful de grup, de la partid. Bun, acum, sigur, domnul Cosma dă vina pe PSD, dar modificările au venit de la colegii săi de partid. Deci este transpartinică problema asta. Cum au justificat inițiatorii amendamentelor? Cum le-au justificat? Fiți atenți ce ipocrizie de colecție. Este ceva absolut inimaginabil că se poate scorni așa o tâmpenie. Citez din motivarea amendamentului, da? Adică nu e bine să intercem toată publicitatea și Gorghiu, Fenechiu și cine au mai făcut amendamentele au depus o motivare. Citez. Eliminarea în totalitate a formelor de comunicare comercială audio-vizuală pentru activitățile de jocuri de noroc, inclusiv pentru cele desfășurate de companiile licențiate potrivit legii române, paranteză, adică Sanchi, asta este un bruiaj, Sanchi se făceau reclame la jocuri de noroc nelicențiate de autorități, ceea ce este o tâmpe, o rușine să spui așa ceva. Bun. Revin. Deci, eliminarea nu știu ce ar avea un impact negativ semnificativ asupra eforturilor statului român de a asigura protecția jucătorilor români și de a crea un mediu sigur pentru desfășurarea acestor activități. Am încheiat citatul. Deci, hă? Cum? Cum adică? Adică dacă nu mai dai reclame la păcănele, statul nu mai poate ajuta victimele? Asta spun inițiatorii. Ce are Zula cu prefectura? Își pierd obiectul muncii.
Deci ce are, bă? Nu, stai, e ca și cum ai spune că deoarece la publicitatea la tutun nu este permisă, statul nu poate ajuta fumătorii care devin dependenți și se îmbolnăvesc. Păi bă, ce tratamente anticancer am avea noi dacă ar fi voie cu reclamă la țigări în programele TV și pe stradă? Ce tumori am extirpa noi? Da, așa, mă, dacă nu e voie cu publicitate. Asta e, se moare de cancer în România. Bă, dar dacă s-ar face publicitate, bă, nu s-a mai murit de cancer. Bă, dacă interzicem publicitatea la jocuri de noroc, păi o să fie mulți dependenți. În schimb, dacă e publicitate, păi noi putem să-i ajutăm, mă, frate. Nu vă vrem binele? Foarte tare, sunt foarte buni. Bă, nu vă e rușine, bă, să aveți abordarea asta de prostit lumea? Cum e posibil așa ceva? Serios. Bun. Autorii amendamentului au mai susținut că interzicerea reclamelor ar putea să mute promovarea, citez, în zona neagră. Deci doamna Gorghiu și domnul Fenechiu tocmai au inventat publicitatea ascunsă. Conceptul de publicitate ascunsă, publicitatea pe care nu o vede aproape nimeni, o văd numai conesorii. Publicitatea la negru e cea mai periculoasă publicitate, că nu știi la ce e dacă nu știi de ea, nu o vezi și nu o auzi. Și dacă te lovește publicitatea asta pe care nu o vezi și nu o auzi și nu e nicăieri, mamă, face avarie mare. Cum e conceptul de publicitate la negru? Ce înseamnă publicitate la negru? Adică vorbește lumea, bă, fii atent că e o sală de păcănele undeva s-a deschis a 61-a pe calea Moșilor. E niște hostese și îți vorbesc în șoaptă. Da, exact. Deci sunt 60 de case de păcănele pe calea Moșilor, se mai deschide una. Da. Ar vrea să-și facă reclamă, dar n-are voie. Da. Și atunci face publicitate la negru. Vino cu un prieten. Bă. Bun. Concluzia mea e că Alina Gorghiu și Daniel Fenechiu, bă, nici măcar nu se prefac. Nici măcar nu se prefac. Adică un pic de efort în căutarea unor amendamente, unor motivări mai, cum să spun, mai acceptabile, mai cât de cât de bun simț. Adică vedem ce faceți, mă, frate, dar măcar mințiți-ne frumos. Bă, nici măcar nu fac efortul să ne mintă frumos. În fine, să mai vorbim de un amendament adoptat de Senat la această lege, un amendament care o minează de-a dreptul și care, cu siguranță, va duce la trântirea ei la Curtea Constituțională. Asta e o metodă folosită și în alte cazuri de parlamentari, când vor să se asigure că o anumită lege cerută de opinia publică nu va putea fi promulgată. Lăsăm o bombă în ea, o mină, o bombiță și o detonează prietenii noștri de la CCR, nu noi. Noi nici usturoi n-am mâncat, nici gura nu ne miroase. Au fost diverse inițiative legislative de tăiere a pensiilor speciale, a diverselor avantaje financiare, despre care s-a știut din prima, adică oricine care cât de cât se pricepe la domeniu a știut din prima că va fi trântită la ceea ce, la CCR, ceea ce s-a și întâmplat, că așa au votat-o cu amendamentele respective în lege. Deci, la propunerea unui senator UDMR a fost introdus în proiect un amendament care interzice personalităților vieții publice, culturale, științifice, sportive sau altor persoane cu celebritate să facă reclamă la jocurile de noroc și la pariurile sportive. Și acum, eu aș vrea să văd legea românească sau europeană, care definește legal celebritatea și stabilește limitele de acțiune speciale, diferite de limitele pentru cetățenii sărmani, care ei nu sunt celebri. Deci legea care spune pentru celebritate este următorul lucru, prin lege se definește și persoanele celebre au voie să facă asta și nu au voie să facă ailaltă. Evident că este o prevedere totalmente neconstituțională. Articolul 45 din Constituția României, după cum ne-a amintit domnul Zegrean, prevede că, citez, accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate. Deci asta ne explică lucrurile. Sigur că reclama la jocuri de noroc poate fi considerată imorală. Dar cum poate fi ilegal pentru persoanele celebre să facă reclamă, dar legal pentru persoanele care nu sunt celebre să facă reclamă? Adică vei putea face reclamă cu anonimi, dar nu cu celebri. Înțelegeți cam cum și-au bătut joc de legea asta? Unde este sensul acestui amendament în altă parte decât ca să scufunde legea asta chioară și șchioapă la momentul potrivit? Și încă o dată aș vrea să-l citesc pe deputatul PNL, Adrian Cosma, inițiatorul legii care a fost făcută praf, chiar de colegii lui, și de colegii lui, și de partid, și de parlament. Cite, știm că industria jocurilor de noroc este o industrie cu mulți bani și multe interese. Și am încheiat citatul și aici cred că este cheia. Și aici poate ce să facem acum? Să încheiem optimism. Nu? Poate că o găsește cineva cheia asta, cineva din DNA, din
servicii, din procuratură, mă gândesc, nu? Că pensii speciale știm să încasăm în DNA și în servicii și în procuratură și așa mai departe, dar mai și dăm societății ceva în schimbul acestor pensii speciale și avantaje? Serios? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.